dar n-aș vrea să uit și sportivii noștri care cred eu că astăzi au dat dovadă de ambiție și nu numai până în ultima secundă, fapt care ne-a ajutat să ne adjudecăm cele 3 puncte și victoria pe fondul unui joc nou strălucit la care nu ne-am așteptat absolut deloc. Altă ordine de idee, aș ține să precizez și faptul că există sau a existat și mai sper să nu mai existe în continuare un form psihic scăzut, după ce, cum bine știm cu toții, am avut o, să-i spunem, nereușită în finala cupei. Dar lucrul ăsta trebuie uitat rapid, pentru că ne așteaptă meciuri foarte grele și mai mult de atât, zic eu că șansele noastre sunt încă valabile. Cum caracterizezi evoluția și pe faza de atac astăzi? Nu cred că a fost o evoluție bună nici cu nicio fază. Nu am văzut o fază care să fie, sau să merită să fie lăudată. Deci, cred eu că astăzi s-a jucat mult sub nivelul și sub potențialul acestei echipe.